sunt reforme substanțiale pe care nu poți să le faci atunci când încerci să faci un lucru în guvern, iar peste o săptămână, două, nouă, Parlamentul vine și îți spune, îți întoarce. Bun, practic, să înțeleg așa, într-un demers populist, că ce putem face acum în această perioadă este să cârpim acolo unde se rupe. Corect. Să punem câteva pansamente pentru a salva locuri de muncă, pentru a salva business-uri, pentru a permite oamenilor să nu meargă în șomaj și să pună, de fapt, presiune și mai mare pe bugetul de stat. Și cred că șomajul tehnic este o schemă care a început să funcționeze. IMM Invest a început să funcționeze. Știu, au fost întârzieri, unele au fost tehnice, altele mai puțin tehnice. Partea de bonificații pe plata impozitului la profit a început să funcționeze. Amânarea taxelor și impozitelor locale funcționează. Amânarea ratelor la bancă funcționează. Ce să vă spun? Dacă vă uitați și comparați cu alte state, realmente pe aceste măsuri pe termen scurt, România nu stă deloc rău la nivel european. Așa este. Și vă felicit. Așa este. Multe. Și nu e de felicitat, pentru că, vă spun, e doar de muncă și de a găsi nici măcar răspunsurile, pentru că sunt date noi care vin în fiecare zi și care depind de mersul acestei pandemii. Cred că în lumea post-pandemie avem câteva oportunități. Prima este că putem profita de decuplarea economiei europene și a celei americane de China. Anumite activități de producție de pe lanțurile de furnizare care în momentul ăsta sunt în China pot fi relocate în România. Vă referiți doar la echipamentele medicale? Nu, și cele pentru... Nu? Nu, mă refer la multe alte domenii care țin prin extensie de siguranța națională. Inclusiv, știu eu, domeniul agroalimentar, domeniul medical, cum bine ați spus, nu mai vorbesc de domeniul militar, chiar domeniul IT&C. Orice putem prelua și dacă putem deservi Europa și America pe segmente pe care astăzi China le deservește sau le-a deservit înainte de criză, trebuie să facem lucrul acesta și guvernul lucrează, Ministerul Economiei lucrează la o schemă exact în acest sens. Ce mai putem face? Putem să încurajăm valoarea adăugată pe tot lanțul în economie. Și asta înseamnă, nu? Să nu mai exportăm grâu, să exportăm făină. Deci lucrurile simple. Să procesăm legumele românești aici, să avem conserve de pastă de roșii și așa mai departe. Mai mult decât atât, să promovăm exact ce vorbeam poate înainte de început, produsele românești. Buy Romanian, nu? Să cumpărăm românește. Și chiar văd lucrurile astea că au apărut tot mai multe, mai ales în sectorul agroalimentar, îmi fac și eu piața ca orice alt român, inclusiv în supermarketuri. Și văd tot mai multe branduri românești care apar încet, încet și, într-adevăr, ca să ai produse de valoare adăugată și pe care să le și exporți, pentru că asta e ideea, nu doar să-ți deservești piața ta, piața românească e apetisant în sine, o piață mare, dar ca să câștigi cu adevărat trebuie să exporți și acolo trebuie să investești în aceste branduri. Brandurile românești trebuie cunoscute și în Ungaria, și în Franța, și în Italia, și mai departe.